Patriarhul Teoctist Arăpașu a fost comemorat astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În cursul dimineții a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de slujba parastasului. A slujit în alt preasfințitul Arhiepiscop Ioachim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a amintit de legătura părintelui Patriarh Teoctist cu Eparhia Romanului și Bacăului. Patriarhul Teoctist de pioasă amintire este un nume care a marcat Ortodoxia Universală a timpului său, dar el a fost și este patriarhul de suflet al neamului românesc, știut fiind faptul că păstorirea sa a fost rânduită de Dumnezeu să fie în timpuri de cumpănă pentru biserica noastră românească. Patriarhul Teoctist a fost legat de Arhiepiscopia noastră a Romanului și a Bacăului, întrucât unele momente ale vieții sale le-a trăit în această catedrală, cum este hirotonia sa întru diacon de către episcopul Ilarion Mircea Băcăuan. De asemenea, amintim și faptul că este paradigmatică cunoscută prietenie a Patriarhului Teoctist cu vrednicul de amintire Eftimie Luca, și această prietenie a adus roade și a fost un exemplu pentru cler și pentru credincioșii care i-au cunoscut în această viață. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-L odihnească cu dreptii, iar sufletul său alb, ca și crinul bunelor vestit, să fie așezat în latura marilor patriarhi ai Ortodoxiei, unde așteaptă parusia și reîntâlnirea noastră la judecata de apoi. În al preasfințitului Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.